Bună ziua, bine ați venit, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Numele meu este Floriana Ștefan, sunt managerul proiectului Rediscover, care, iată, se află la final. Proiectul a fost implementat între 2018-2021, este finanțat prin programul Transnațional Dunărea, prin Interreg Europe, fonduri FEDER. Și este un proiect prin care țările partenere, cele 8 țări partenere și partenerilor asociați, au avut ca obiectiv general punerea în valoare, redescoperirea și valorificarea patrimoniului cultural evreiesc din regiunea danubiană. O am alături de mine pe doamna președintă a comunității evreilor din Timișoara, dr. Luciana Friedman, cu care am avut onoarea și bucuria să colaborăm în ultimii 3 ani ca partener asociat. O voi ruga să spună și domnia sa câteva cuvinte, după care voi face o prezentare a proiectului și a obiectivelor noastre. Vă rog. Bună ziua! Pentru comunitatea noastră, acești 4 ani au reprezentat o colaborare, pot spune, de excepție. Cred că această echipă timișoreană a avut o implicare directă, chiar sufletească, în acest proiect și noi suntem recunoscători pentru atenția dată patrimoniului evreiesc în Timișoara. Scopul de a cunoaște ce a reprezentat comunitatea evreilor, personalitățile care au contribuit la edificarea orașului, clădirile acestea care sunt și astăzi de referință în Timișoara, ce înseamnă cultura, civilizația evreiască și ce a adus aceasta zonei aceasta a țării, cred că a fost un lucru important. Noi suntem o mică parte a unui mozaic timișorean esențial, cred. Știm că întotdeauna au fost aici, au trăit împreună cu românii, sârbi, maghiari, germani și evrei și alte etnii. Și asemenea proiecte ne dau șansa să ne cunoaștem. Eu mă bucur foarte mult că membrii comunității noastre s-au implicat în acest proiect și au dat un sprijin realizării sale. Aș vrea să menționez pe rabinul Tzvi Kfir, care a fost întotdeauna împreună cu cei care au realizat programele. Aș vrea să-l menționez pe arhitectul Gabriel Sechei, un cunoscător în detaliu a arhitecturii Banatului și nu numai. De asemenea, pe Ronald Varman, colegul meu care s-a implicat în mod deosebit în realizarea site-ului, împreună cu doamna Jetta Neumann, fica regretatului nostru prim rabin, dr. Ernst Neumann. Este un proiect pe care pot să-l consider de maximă importanță în ultimii ani pentru comunitatea noastră. Ne-a făcut și pe noi să ne concentrăm mai mult asupra patrimoniului nostru, să ne dăm seama cât de important este acesta în general pentru urbea noastră. Ne-a făcut să descoperim împreună cu această echipă o parte a trecutului nostru și să înțelegem cât este de important să ducem mai departe prin copiii acestei comunități ce au reprezentat bunicii și străbunicii lor. Vă mulțumesc pentru cuvintele foarte frumoase și noi dorim să ne exprimăm întreaga recunoștință pentru comunitatea evreilor din Timișoara reprezentată prin doamna președintă, pentru toți cei pe care domnia sa i-a menționat și care, într-adevăr, alături de ceilalți membri ai comunității care ne-au ajutat pe parcursul acestor ani, au fost esențial pentru reușita acestui proiect. Acest proiect nu ar fi putut fi dus la îndeplinire fără partenerul nostru asociat și noi suntem cu atât mai recunoscători acestei comunități pentru că am avut oportunitatea să intrăm în contact cu comunitățile evreiești din alte orașe și trebuie să fim recunoscători
Pentru faptul că în Timișoara avem o comunitate evreiască care, deși este mică, este foarte vie, foarte activă și extrem de deschisă și generoasă în relațiile interumane. Noi în acești ani am dezvoltat o relație care a mers mult dincolo de cea profesională și pe lângă relația profesională excelentă pe care o avem cu membrii comunității, am construit o adevărată prietenie care suntem siguri că va continua și după încheierea efectivă a acestui proiect. Pentru noi a fost o ocazie nu numai să învățăm istoria reală a Timișoarei, pe care poate nu am învățat-o cu toții la adevărata ei dimensiune în perioada școlii, dar am avut și ocazia să ne îmbogățim foarte mult spiritual și sufletește și să cunoaștem o comunitate extrem de inimoasă, caldă și generoasă. Dorința noastră cea mai mare este ca într-o perioadă scurtă să revenim la normalul de dinainte de pandemie și să putem participa din nou la evenimentele pe care comunitatea le organizează și care merită să fie cunoscute de întreg oraș. Dacă îmi permiteți o remarcă personală, lucrând în ultima perioadă la materialele pentru expozițiile care acum sunt încă pot fi vizitate la Bastion, am ajuns la concluzia și eu și colegele mele că Timișoara în perioada ei de glorie a fost într-o proporție extrem de mare creația acestei comunități. Nu există un domeniu sau o arie în care comunitatea evreiască să nu fie avut un reprezentanți de seamă și vă invit să vizitați expoziția de la Bastion dedicată personalităților din comunitate, unde este doar o mică, foarte mică selecție din cele mai marcante persoane din această comunitate de-a lungul ultimelor două secole și veți putea vedea cât de largă este aria în care această comunitate a dat orașului și lumii, pentru că mulți dintre ei au emigrat datorită situației istorice, au dat orașului și lumii valori inestimabile. Îmi doresc foarte mult ca peste 100 de ani, când generațiile viitoare vor evalua ceea ce noi, generația noastră, lăsăm în urmă, să ne putem ridica măcar la un sfert din valoarea a ceea ce ne-a lăsat generația de acum 100 de ani, din care, iată, cei mai importanți membri ai comunității evreiești aveau un rol extrem de important. Aș dori acum, după aceste remarci personale, aș dori să fac o scurtă prezentare a proiectului, dacă se poate să... Da, din păcate nu se vede. Așadar, acest proiect se intitulează Rediscover, Expose and Exploit the Concealed Jewish Heritage of the Danube Region. Este finanțat prin programul transnațional Dunărea. Vă rog, primul slide. A fost implementat începând cu 1 iunie 2018 și se va finaliza în curând la 31 mai. Este foarte important să precizăm încă de la început că este un proiect cultural turistic și că prin însăși natura programului Dunărea nu se finanțează lucrări de infrastructură și nici lucrări de reabilitare. Sursa de finanțare, după cum am spus, este programul transnațional Dunăre, iar fondurile de care am beneficiat noi sunt fonduri FEDER. Celelalte țări partenere care nu fac parte încă din Uniunea Europeană au beneficiat de fonduri IPA și AP. Valoarea totală a proiectului este de peste 1.800.000 de euro. Bugetul municipiului Timișoara, după cum vedeți, este de aproximativ 171.000 de euro, 85% din acest buget fiind din fonduri nerambursabile, din fonduri FEDER, 13% reprezintă cofinanțarea națională de la bugetul de stat și 2% finanțarea de la bugetul local. Grupurile țintă pentru noi în acest proiect au fost autoritățile publice locale, ONG-urile, IMM-urile, dar mai ales organizațiile din domeniul culturii și turismului, în special ghizii turistici și mai presus de toate publicul larg, pentru că însăși scopul acestui proiect este ca moștenirea culturală evreiască din țările danubiene, care nu este cunoscută, să fie redescoperită și pe cât posibil valorificată prin produse turistice.
Am avut parteneri din 8 țări danubiene și ca parteneri asociației am avut organizații și instituții culturale și, evident, comunități evrești din țările respective. Liderul de proiect este încă municipiul Szeged din Ungaria. Ei sunt de altfel cei care au invitat în anul 2017 municipiul Timișoara să se alăture la acest proiect. Din România, municipiul Galați este unul dintre parteneri. Mai avem ca parteneri orașul Regensburg, orașele Osijek, Murska Sobota, Kotor, după cum vedeți, o întreagă gamă de orașe din țările danubiene și nu este o întâmplare faptul că majoritatea acestor țări cu 100-150 de ani în urmă făceau parte din Imperiul Austro-Ungar. Ele au fost alese tocmai pentru că în această regiune comunitatea evreiască avea o cultură similară și patrimoniul cultural pe care dorim să-l redescoperim, tradițiile, obiceiurile, viața socială, toate acestea aveau foarte multe elemente comune care au permis crearea unui parteneriat armonios. Dincolo de aceasta, am avut ocazia înainte de pandemie să vizităm câteva țări partenere și am rămas foarte plăcut surprinși de felul în care noi, ca oraș și comunitatea noastră, ne putem prezenta. Din păcate, vitregiile istorice au făcut ca în multe alte orașe partenere, de exemplu cum ar fi Osijek sau Banja Luka din Bosnia și Herțegovina, patrimoniul cultural evreiesc să fie quasi inexistent. Comparând asta cu ceea ce avem în Timișoara, trebuie să ne considerăm norocoși și mai ales suntem foarte norocoși pentru că comunitatea de aici este vie, este activă, știe ce înseamnă să fii evreu și nu și-a pierdut tradiția, cultura și religia. Din păcate, o mare parte din comunitățile din celelalte țări nu sunt atât de active și atât de bine dezvoltate ca comunitatea noastră locală. După cum am spus, obiectivul cel mai important al proiectului era să utilizăm, să identificăm și să utilizăm potențialul patrimoniului cultural evreiesc și să dezvoltăm soluții vizibile și accesibile și durabile în domeniul turismului. Am dorit de asemenea să creăm anumite modele care să poată fi replicate și să ofere sustenabilitate și durabilitate proiectului. Serviciile și produse culturale pe care le-am dezvoltat ne dorim să fie utile celor care activează în domeniul turistic și să poată să se creeze în întreaga regiune danubiană anumite rețele de orașe care să aibă ca obiect de activitate patrimoniu evreiesc. Înainte de COVID, planurile noastre erau ca multor altora foarte ambițioase. Ne doream să organizăm tururi comune în orașele Timișoara, Subotița și Szeged. Aceasta a fost o inițiativă apărută în timpul derulării proiectului, pentru că am constatat similitudinea din punct de vedere, cum v-am spus, tradițiilor și culturii, deci a patrimoniului intangibil, dar și a patrimoniului tangibil, pentru că foarte multe clădiri marcante din această regiune au fost ridicate de aceiași arhitecți. Mă refer aici în special la Lipot Baumhorn, un celebru arhitect evreu, maghiar de origine evrească, care a fost foarte activ la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. El este, printre alte, cunoscut ca arhitectul sinagogilor. Iar în Timișoara, clădirile ridicate de Baumhorn sunt în primul rând sinagoga din fabric, Palatul Apelor, Colegiul Național Carmen Silva și ceea ce este foarte interesant e că Lipot Baumhorn a folosit modelele clădirilor, unora din clădirile ridicate în Timișoara, le-a folosit apoi în lucrările la dimensiuni mult mai mari pe care le-a realizat din Szeged. Sinagoga din Szeged, care este a doua ca mărime din Ungaria, este făcută pe modelul celei din fabric. La fel, sediul comunității din Szeged, sediul comunității evreilor din Szeged, se aseamănă foarte bine cu palatul comunității evreiești din Timișoara, care este tot creația lui Baumhorn. Și este foarte interesant să găsim toate aceste sinergii și toate aceste elemente comune. Noi am avut de-a lungul proiectului foarte multe întâlniri cu un grup al stakeholderilor locali pe care l-am creat în cadrul acestui proiect. Grupul stakeholderilor locali este alcătuit din
din instituții publice, în speță Consiliul Județean, din instituții culturale, cum ar fi Muzeul de Artă, Muzeul Banatului, dar și din reprezentanții ai organizațiilor turistice, ai ghizilor turistici și prin acest grup al stakeholderilor locali, noi am colaborat foarte bine și am implementat toate activitățile proiectului, beneficiind de consultanța lor cu titlu gratuit. Ei au participat în mod activ la absolut toate activitățile și alături de ei am încercat să creionăm, și când spun noi, mă refer la Primăria Timișoara împreună cu partenerul nostru asociat, împreună așadar cu acest grup al stakeholderilor locali, am creionat toate activitățile din cadrul proiectului nostru. Și a fost una dintre ideile și sugestiile celor din organizație turistice a fost aceea că în Timișoara, înainte de pandemie, era foarte bine dezvoltat turismul de afaceri și cei care își doreau să rămână câteva zile, care trebuiau să rămână din motive de afaceri în Timișoara timp de câteva zile, ar fi fost foarte util să existe circuite în zone apropiate care să le poată oferi o viziune cât mai bogată asupra culturii evreiești. Și de aceea ne-am gândit la un circuit de câteva zile, Timișoara-Seget-Subotița. Din păcate a rămas doar la nivelul de deziderat, dar chiar dacă proiectul s-a încheiat și oficial nu mai putem finanța absolut nimic pentru că s-a încheiat această posibilitate, sperăm să găsim o altă modalitate prin care să creăm totuși o astfel de rută. Acum voi trece pe scurt în revistă rezultatele proiectului. O primă inițiativă, după constituirea grupului stakeholderilor locali, a fost să organizăm la Timișoara un cross-county workshop. Îmi pare rău că se vede atât de prost, dar veți primi materialul acesta și pe mail. În 2019, în luna februarie, am invitat în Timișoara toți partenerii de proiect și partenerii asociați, au fost peste 60 de persoane care ne-au vizitat și am implementat conceptul de workshop, adică un workshop combinat cu un circuit turistic. Acest concept a fost implementat la sugestia liderului de proiect, Seged, și a fost testat în Timișoara. Am organizat un tur care a trecut în revistă toate elementele foarte importante care țin de patrimoniul arhitectural evreiesc, în speță sinagogile, o vizită la cimitir și o vizită în centru istoric, unde am putut admira cele mai frumoase clădiri care au fost fie realizate de arhitecți evrei, fie au fost proprietatea unor persoane din comunitatea evreiască. Cred că e foarte important să fac o scurtă paranteză ca să precizez că în momentul de față, când vorbim de patrimoniu, ne referim strict la patrimoniu cultural. Nu, clădirile despre care vorbim nu fac parte din patrimoniul actual al comunității, cu excepția sinagogii și a cimitirului. Doamna Friedman poate să spună mai multe despre asta dacă dorește, dar am dorit să nu creăm niciun fel de confuzie și să nu se creadă că aceste clădiri sunt încă în proprietatea comunității. Sunt clădiri care au fost ridicate, după cum am spus, de arhitecți evrei și de cele mai multe ori au avut comanditari evrei. Workshop-ul a avut un mare succes în rândul partenerilor și am putut vedea după aceea, vizitând alte orașe partenere, după cum v-am spus, că avem într-adevăr cu ce să ne mândrim și că stăm foarte, foarte bine, nu numai din punct de vedere al patrimoniului cultural tangibil, dar și al celui intangibil. Am avut onoarea de a fi peste tot însoțiți de reprezentanții comunității evreiești. Ei au fost adevărații ghizi pentru invitații noștri. Ei au fost cei care au prezentat istoria, cultura, religia și tradițiile evreiești, precum și activitatea actuală a comunității. Doamna președintă Friedman, alături de alți reprezentanți ai comunității, domnul rabin Zvika Kfir, domnul Gabriel Sechei și alții, sunt cei care au fost de fapt adevărații ghizi, nu numai pentru invitații noștri, ci și pentru noi,
care am avut ocazia, e cu totul altceva să cunoști ceva de la sursă, de la cei care într-adevăr dețin cele mai multe informații. Pentru noi a fost o experiență de neuitat și nu vrem să trecem cu vederea și foarte generoasa cină care ne-a fost oferită. Partenerii noștri au avut posibilitatea să deguste mâncare tradițională evreiască, nu numai gastronomia tipică acestei regiuni, dar și bucătăria tipică izraeliană sau nord-africană, deci și a evreilor din alte regiuni ale lumii. Partenerii noștri au fost extrem de impresionați de asta și la multe întâlniri după aceea ne-au reamintit și au reamintit cu plăcere de vizita în Timișoara. Noi, după ce am încheiat acest workshop, care a fost un succes din punctul nostru de vedere, am trecut la inventarierea, dacă vă rog, precedentul slide, am trecut la inventarierea patrimoniului cultural evreiesc. Inventarierea s-a făcut, nu a fost o inventariere standard, cum se după regulile muzeale, ci a fost o inventariere făcută din punct de vedere al potențialului turistic și cultural al anumitor obiective. Am trecut în revistă cu sprijinul comunității și mai ales cu sprijin, pe partea de arhitectură cu sprijinul neprețuit a domnului arhitect Gabriel Sechei. Am trecut în revistă clădirile cele mai importante din Timișoara, ridicate de arhitecți evrei, care pot fi incluse într-un tur turistic, într-un circuit turistic. Și am inventariat de asemenea și alte categorii de patrimoniu intangibil, cum ar fi istoria, cultura, tradițiile, pe care le-am înglobat apoi într-un portofoliu turistic la nivel local. Aș dori să vă spun că avem o foarte mare bogăție, nu numai fizică, ci și culturală. Avem personalități de marcă care s-au aplecat asupra istoriei și culturii evreilor din Banat. Toate aceste personalități sunt menționate în website-ul care este unul din rezultatele proiectului nostru.